ziua și a revenit cu drag la Profo Online cu exerciții de geometrie. Continuarea. Vedeți, din voce, mesajul e foarte clar. Și mai încă ceva. La început aș vrea să transmit și următorul lucru. Marea dorință a noastră este ca cei care sunt prietenii noștri să se și aboneze. Da. Încât orice lecție care este făcută să fie repede semnalată, da? Deci transmiteți așa și să nu uite să dea like-uri pentru că și avem share. Avem și share, exact. Like-uri și share. Spui tu asta de fiecare dată, da? Da. Tu îți formulezi așa foarte bine ca ei să știe exact despre ce. Care este dorința noastră, da? Bun. Pornim la treabă repede, nu pierdem timpul. Suntem hotărâți, da? Hotărâți ca niciodată să facem cât mai multe probleme. Da, și Rareș, Rareș parcă, nu? Rareș, da. Este și Rareș prezent, înseamnă că forțele sunt proaspete și hotărâți suntem să ne apucăm de treabă. Așa zicem, tema pentru acasă. Acasă, în vacanță, nu? Da. Adică voi vă pregătiți eventuale teste care vor urma să fie pe care să le dați, nu? Vreți să fiți într-o formă cât mai bună. Pornim. Clasa 6. Problema 5, de la pagina 139. 5. Deci, problema 5. 139. Sunt unghiuri X sau Y? Fie. Nu. Îl desenăm pur și simplu, da? X sau Y. Deci, unghiul X sau Y. X, O, Y, da. A aparține lui OX, B aparține lui OY, astfel încât o A congruent cu OB. Cred că nu am făcut o rază. Da, am făcut, dar e alta, da. Așa. OA, A pe OX, nu? A pe OX, B pe OY. Așa. Și B pe OY. Știți cum se reușește să găsească foarte bine? Fii măsurați, dar cel mai bine cu un compas pus aici, ai tras arc de cerc și ai găsit cele două puncte A și B la egală distanță. Da. Iar M aparține interiorului lui X sau Y, astfel încât MA congruent cu MB. MA congruent cu MB. Deci un punct M, încât MA să fie congruent cu MB. Ghicim unde trebuie să fie M. Hai să vedem. Vă dați seama unde trebuie să fie M, ca MA să fie cât MB. Ori îl luăm, unim pe A cu B și îl luăm la mijloc, și atunci este pe bisectoare, pe mediatoare, că într-un triunghi social, triunghi ăsta OAB este social, vă ziceți, da? Dar sigur că pe bisectoare, vrea să spun autorul, iem aici. Poate chiar ne cere să arătăm că iem pe bisectoare, nu știu. Nu, nu, nu. Deci iem A să fie cât B, da? Da. Uite că am făcut așa. Și știind că măsura lui A, O, M. A, O, M. Deci aici. Măsura lui A, O, M. Unghiul acesta, da? Măsura lui A, O, M. Da. Este de 27 de grade. 27 de grade. 18 minute și 37 de secunde. 18 minute și 37 de secunde. Aflați măsura lui X, O, Y. Lui X, O, Y. Ascund din culise că e în bisectoare și atunci va fi dublu, nu? Mm-hmm. Asta am vrut să spun autor. Da. L-am și ghicit repede, cam ce vreau și să spun. Pentru că am lucrat ieri în probleme de genul ăsta, ei ar trebui acum să meargă. Sigur că da, da. Deci, în ipoteză, hai să formulăm. Mai există ceva? Nu, asta e tot. Deci, în ipoteză, avem ce? Unghiul X, OY, A aparține lui OX, B aparține lui OY. Unghiul mai întâi se dă. Se dă. Unghiul X, O, Y, da. X, O, Y, A aparține lui O, X, da? Da. Se medrepte O, X, B aparține lui O, Y, da? Astfel încât O, A congruent cu O, B. Nu la întâmplare, cât O, A, A de congruent cu O, B, așa. IEM aparține interiorului. IEM este un punct în interiorului. Interiorul unghiului X, O, Y. Da. Astfel încât e MA congruent cu MB. Așa încât e MA congruent cu MB. Și mai știm măsura unghiului A, O, M.
măsura unghiului A, O, M. 27 de grade, 18 minute, 37 de grade, 18 minute, 37 de secunde. 37 secunde. Și ni se cere în concluzie să aflăm măsura unghiului X, O, Y. Măsura unghiului X, O, Y. Și atât. Egal cu cât? Corect. Zine, rog. Demonstrație. Întâi o discutăm, nu dăm profesor, ca de obicei. Ne formăm planul de lucru, adică și până poftim. Trebuie să demonstrăm că omul e bisectoare, atunci putem lua triunghi OBM cu OAM. OBM cu OAM spre comparare. Deci, cele... care avem OA cu OB, OA cu OB din ipoteză. MA cu MB din ipoteză. MA cu MB din ipoteză. Și MA la trucul. Și o mă latură comună. Suntem în cazul dorit de tine, latură, pentru că spuneam altă dată când am vorbit cazul comuneță, mult mai, foarte rar să întâmplă să avem cazul ăsta. De regulă se cere să arătăm că două segmente sunt congruente și atunci căutăm două triunghi care se intre. Și cel mai des e latură unghi-latură. Corect. Da? Dar cu toate laturile congruente ca să se duci spre unghi, mai rar. Dar iată că este și o situație de așa. Și ce demonstrăm cu asta, Miruna? Că triunghiul OAM e congruent cu triunghiul OBM, adică are aceeași măsură. Măsura lui. Că și unghiurile sunt congruente, deci Y o să fie OAM. Deci, da? Din cauza că triunghiurile sunt congruente, lucru pe care l-am stabilit, și unghiurile toate sunt congruente, două câte două. Atunci unghiul. Și, și triunghiul MOB are tot 27 de grade, exact. 18. Deci și unghiul, da? Da, ai avut, dar nu te-ai plus dus până la capăt. După congruența triunghiurilor, și unghiurile vor fi congruente. Care cu care? Deci ăsta cu ăsta. Pentru că în triunghiuri congruente... La laturile congruente le se opun unghiuri congruente. Din motivul ăsta ne duce la unghiul ăsta, congruentul ăsta. Și atunci e clar că OIM e bisectoare, dacă vrei să mai spunem în culise, și că unghiul, tot unghiul ăsta, este dublu acestuia, nu? Fiindcă unghiuri sunt congruente, deci e clar că e dublu. Și atunci... Și l-am aflat pe ăla din nou. Și am aflat pe X, O, Y, da? E clar. Deci e dus foarte bine. Finalizăm cum trebuie raționamentul, nu lăsăm într-un. Acum vorbește Răzvan. Rares. Te rog că vorbești, Rares. Fie triunghiurile, să le luăm pe cele da. Două. Fie triunghiurile. Fie triunghiurile MBO. MBO și triunghiul. Și MAO. MAO. Despre cele două triunghiuri poți povesti că au. Au și scrii. Deci asta e obișnuința. Noi scriem, ne uităm numai pe caietelul nostru și vorbim în timpul ăsta. Poftim. Și putem zice că au latură comună MO. MO. Latură comună. Voi lucrați acum, vă uitați în continuare, uitați tâmpă, în termen de redactat. Vreau să văd cine e termenul redactat. Eu. Știm. Deci e o latură comună, vorbește. Avem latura BO comună cu AO. BO congruentă cu AO. De unde? De unde avem afirmația asta? Din ipoteză. Din ipoteză. AO congruentă cu OB din ipoteză. Apoi, ce mai am? Acum mai avem... Nu, mai întrebi ceva. Latura MA congruentă cu MB. Deci MA cu MB de unde? Din ipoteză. Corect. MA congruentă cu MB. Din ipoteză. Și? Suntem în cazul de congruență care? Latură. Deci conform de triunghiurile luate în discuție. Triunghiurile MAO și MBO sunt congruente. MAO congruent cu triunghiul MBO. Și din congruența lor, toate elementele ne luate în discuție pentru congruență, adică unghiurile de data asta sunt congruente două câte două. Și vom avea ce unghiuri? Unghiul MBO și MBO, ăsta de aici, da? Cu MAO. MBO congruent cu MAO și alte două unghiuri? Unghiul BOM
B, O, E, M. Cu A, O, E, M. Congrat, cu A, O, E, M. Și încă, încă? Și încă unghiul A, M, O. A, E, M, O, da. A, E, M, O. Cu B, M, O. Congruent cu B. B, E, M, O. Care din congruențe ți este de folos, care te interesează pe tine în mod special și vrem să o și subliniem relația aceea? M, B, O. M. O, O, O la mijloc. M. A, O. B. M, O, B. M, O, B. M, O, B sau B, O, M, nu? Da, îmi place B, O, M și A, O, M. Subliniem, asta ne interesa pe noi, că din chestia asta reiese că dacă unghiurile sunt congruente, înseamnă că cu măsura, scrim așa, o scrim luăm deoparte, spun B, fiindcă B, O, M, congruent cu A, O, M, iar unghiul A, măsura lui A, O, M, așa redactăm, da? Măsura lui A, O, M, egal cu cât de grade, cu cât de grade, 27 de grade, 18 minute și 37 secunde. Din cele două relații rezultă că unghiul AOB e de două ori unghiul acesta, da? Măsura unghiului, măsura unghiului AOB este egală cu de două ori 27 de grade, 18 minute și 37 secunde, care face cât minunat? Cât? 54 de grade. 54 de grade. 36 de minute. 36 de minute. 36 de minute. 36 de minute. 36 de minute și 74 de secunde. 74 de secunde. Și nu ne nu putem lăsa 74 de secunde și egal mai departe cu 54 de grade, 37 de minute, adică ce am făcut practic, am luat un da, știu. Da? Da. Și 14 secunde. 14 secunde. Terminat problema. Asta trebuia să ceară. Audor nu a vrut decât să vadă dacă descoperim cele două triunghiuri în care se intre unghiurile respect unghiul acesta, dacă triunghiurile sunt congruente și îndată să observăm că e mai pe bisectoare în final, de unde am spus că unghiul X sau Y e de două ori unghiul de mai sus. Ștergem tabla repede și... Testul numărul 2, întrebarea numărul 1. Teoretică, practic, doar dacă nu știu ei, bisectoarea unui unghi poate fi A, un segment, B, o dreaptă, C, o semidreaptă cu originea în interiorul unghiului, D, o semidreaptă interioară unghiului cu originea în vârful unghiului. Deci să vedem ce înseamnă bisectoarea unui unghi. Împarte unghiul în două părți egale. O dată, da. Dar ce este ea? Este segment, segment latură, semidreaptă, semidreaptă. Și dacă e semidreaptă, e cu originea în interiorul unghiului sau e o semidreaptă interioară unghiului cu originea în vârful unghiului? Trebuie să plece din vârful unghiului sau trebuie să plece din cer? Din vârful unghiului. E semidreaptă sau e dreaptă? Care din variantele cele vă convine? Citiți variantele. Deci, un segment. Un segment e bine? Un segment e bine? Nu. O dreaptă e bine? Nu. O semidreaptă cu originea în interiorul unghiului? Nu. Și de o semidreaptă interioară unghiului cu originea în vârful unghiului? Da, așa am zis. Așa, de o, da. Deci, cu alte cuvinte, fraților. Bisectoarea unui unghi, ce este? A unghiului X, O, Y. Este un segment, așa un segment, pus la întâmplare, uite așa, un segment, nu. Este, ce spune acum, o dreaptă? O dreaptă. O dreaptă? Uitați așa? Nu. O dreaptă. Altceva. O semidreaptă cu originea în interiorul unghiului? Cu originea aici, în interiorul unghiului. Nu, o luăm așa unde vrem noi? Nu. Dar o semidreaptă
interioară unghiului cu originea în vârful unghiului? Da. Este asemenea cu originea în vârful unghiului, dar autorul și-a lăsat o... Poate de pește. Da. Eu pot duce așa o semnă-dreaptă din interior cu vârful în origine, așa. Corect. El n-a mai insistat să spună că e vorba de o semnă-dreaptă care are calitatea că împarte unghiul în două unghiuri congruente. Corect. Dar nu mai era și varianta asta. Deci nu mai pus varianta asta. Trebuie să spună. Da? O ascuns-o. O ascuns-o, dar noi ne-am apropiat cât mai mult. Dar cât mai mult e de uși. Din punctele, din variante care au prezentat. Este într-adevăr o semnă-dreaptă cu cu originea chiar în originea unghiului, nu? Și care are calitatea că împarte unghiul în două unghiuri congruente. Ce calitate mai au punctele de pe bisectoare? Cine îmi spune? Sunt la egală distanță de capetele semene. Nu-i capetele semene, e mediatoarea. Da. Dar punctele de aici... distanță de... de laturile... De laturile unghiului. De laturile unghiului, că la unghi. Deci, un punct de aici, dacă duc perpendicular așa și așa, distanța asta de aici este aceeași cu asta de aici, da? Deci, este format din toate punctele care au o calitate extraordinară. Deci, se află la egală distanță de laturile unghiului. Oriunde ne-am duce, oriunde ne-am duce și pe orice punct am luat, are această calitate. Deci, este locul geometric al punctelor egal depărtate de locul geometric al punctului egal depărtate de laturile unghiului, da? Da. Bun. Problema numărul 2? Ia să vedem problema numărul 2. Se dă segmentul AB 2 de la 139. 2 de la 139. Se dă segmentul AB. Deci 2 de la 139. Se dă segmentul AB. Și punctele M și N de aceeași parte a dreptei AB. Deci se dă segmentul AB. Da. Și punctele M și N de aceeași parte a dreptei, astfel încât triunghiul AMN să fie congruent cu triunghiul BMN. AMN. Da. AMN. Cu BMN. AM. Și N aici, da? Și M și N sunt de aceeași parte. De aceeași parte, da? Da. AMN congruent cu BMN. Cu BMN. Cu B. M. N. Ia să zicem pe aici. A, așa. Deci să luăm. A, M, N. Așa, dacă le-au aici. B, M, N. E, atunci ar trebui și M și N să fie pe mediatoare, zic eu. Să vedem dacă am dreptate. B, A, M, N, uitați așa. Cu B, M, N. Deci ca să fie așa, bănuiesc autorul, chiar asta o să intre în neceară. Este dreapta mână mediatoare a segmentului? Corect. Justificați răspunsul. Da. După ce a zis dumneavoastră. Da. Pentru că eu mă întrebam acum cum să le iau pe mâșine, având calitatea asta că triunghiul A, M, N cu B, M, N. Ei, e o problemă, zic aici. Și atunci am zis, pentru că A, N să fie când N, B, A, M cu M, B, înseamnă că e vorba de punctele la egală distanță de capetele segmentului. Segmentului mediatoarea. Sigur că da. Asta mi-am spus. Haideți acum să... Deci trebuie să aflăm dacă A e o egală. Dacă gata, M nu este mediatoarea segmentului AB. Deci dacă M nu e mediatoarea segmentului AB. Adică dacă... Ce face mediatoarea? E... Perpendiculară pe mijlocul segmentului. Da? Deci... mână ducând-o, trebuie să arătăm că pică perpendicular și nu oricum, într-un punct aici, în intersectează pe AB, la mijloc. Încât A, o să fie cât o B, nu? Asta trebuie eu să arătăm. Eu deja am o idee, dar da? Să lăsăm, facem ipoteza. Să lăsăm acum. Și ei știu. Fim ipoteza problemei. Și tu știi, nu? Și iată, nu iată, acum află. Fii atent că te pun pe tine să elaborezi raționamentul. Fiindcă acum te-ai declarat că încă nu ți-e clar cum vei face, o să descoperi acum. Ești foarte atent, da? Ipoteză. Deci, segmentul AB că... și punctele M și N de aceeași față. Deci, AB, segmentul AB, da? Da.
Iar M și M sunt de aceeași parte. Adică M nu-i de o parte a dreptei acestea și nu-i de partea asta. Spune că sunt de aceeași parte a dreptei AB. Dreapta AB împarte planul în două semiplane. De o parte și de alta, da? Ei bine, M și M sunt în aceeași zonă, în aceeași regiune. Cum o să notăm semiplanul acesta? O să-l notăm cu, notăm cu P punctul din zona asta și atunci vom defini semiplanul AB în felul ăsta. Dreapta AB și virgulă punctul P. Da? Și punctul P. În forma asta am definit care din cele două semiplane. L-am definit pe cela în care am fixat noi punctul P. Da? L-am fixat semiplanul acesta. Și acum spunem, M și N aparțin acestui semiplan. Deci AB, P, semiplanul, unul din cele două semiplan fixat. Fixat sau precizat de către punctul P pe care l-am luat noi. Și acum o să spunem că M aparține semiplanului AB. Îl putem măta cu S1, semiplanul AB, ca să ne vină mai ușor de scris. S1 notăm asta. Semiplanul ăsta, așa, tot asta, de felul ăsta, notăm cu S1. Da? Deci, M aparține lui S1. El aparține lui S1. Și cu asta am spus că M și N sunt în același semiplan. Da? Într-o formă de redactare matematic, să zicem așa. Apoi ce spunem? Mai avem triunghiurile congruente, triunghiul AMN cu BMN. Triunghiul AMN. Avem așa în ipoteză. Congruent cu triunghiul BMN. Ok. Și în concluzie trebuie să arătăm că MN. Da, mediatoarea segmentului. Mediatoarea segmentului AB. Da? Mediatoarea segmentului AB. Matematica înseamnă așa. Că M intersectează pe AB. Fixăm noi într-un punct format din O. Și trebuie să arătăm că în condițiile astea M este două calități trebuie să aibă M perpendiculară pe AB. Și că AO congruent cu BO. Astea sunt lucruri pe care trebuie să dovedim. Deci, practic, trebuie să arătăm că e perpendicular. Adică, pentru ca să fie perpendicular unghiul de aici, trebuie să fie de 90 de grade, nu? Și că AO e congruent cu OB. Cum pornim la treabă? Cum credeți că o să încercăm să rezolvăm problema? Demonstrație. Apoi, stați, mi-am zis ceva de el. Scoatem tot ce avem prin apă, triunghiul AMN e congruent cu BMN. Sigur că da. Acolo e toată informația. Nu degeaba autorul ne-a dat această informație. Deci tu aducem congruența triunghiului. Deci, faptul că triunghiul... Adi, te rog să-ți vorbești. Faptul că triunghiul AMN este congruent cu triunghiul BMN. Așa. Ele au în comun faptul că... Nu, atunci... MN este latura comună. Sigur, faptul că sunt congruente, toate elementele sunt congruente. Adi, toate, da. Sunt, toate elementele celor două triunghiuri sunt congruente două câte două. Mm-hmm. Că noi avem congruența. Nu trebuie să dobim congruența. Da. Și atunci luăm cele șase elemente. Da. Mână, latură comună. Deci mână, o vezi, latură comună. AM congruent cu AM cu BM. AM ai spus, da? Da. Congruent cu BM. Da. AN congruent cu BN. Așa. AN congruent cu B, M, nu B, M, cu? B, B, N. B, N, corect.
Așa. Și unghiurile trebuie să le fixez. Unghiul AMN. AMN. Congruent cu, cu unghiul BMN. BMN, da. Cu unghiul ANM. ANM. Da. Congruent cu BMM. Da. Unghiul MIN. MIN. Congruent cu unghiul MBN. M, B, M. Practic, ai luat unghiurile două câte două, ai fost atent după ce ai fixat laturile congruente, le-ai fixat care cu care sunt congruente, ai avut grijă că atunci când ai luat unghiurile, să mergi pe ideea, la laturi congruente am unghiuri congruente, deci să respecti chestia asta, da? Și în felul ăsta ai zis toate cele șase elemente, două câte două, o latură dintr-un unghi, dintr-un triunghi, latura cealaltă din celălalt triunghi, cel mai departe, unghii la fel, sunt congruente două câte două. Deci, practic, ai tradus ipoteza, nu? Ai tradus da. Ipoteza și acum încerci să te folosești de toate informațiile care sunt în ipoteza de lucru, da? Ca să da. Poți dovedi aceste două lucruri. Asta e trebuie. Ca să fii mediatoare, trebuie să întâmple așa ceva. Păi, acum, fie triunghiurile AMN... Facem o discuție... Fără să scriem nimic, nu? Ne facem planul de lucru. Da. Dacă se adăugă, când mă îndată, vin și la tine, da? Fie triunghiul AMN și triunghiul MNB. A, M, E și M, N, B. Știi că sunt congruente astea? Uh-huh. Ai toate elementele congruente. Am tradus chestia asta. Acum te gândești, ca să pot arăta că M, N e perpendiculară pe A, B, ar trebui să fac nu știu ce lucru. Ca să fie congruent, să fie unghiul de 90 de grade. Să luăm triunghiul AOM. AOM. Și triunghiul? MBO. MBO. Ce poți să spui despre ce? M o latură comună, AM congruent cu BM din ipoteză. Și unghiul MOB congruent cu MOA. MOB cu MOA de unde? Nu am asta informat. Să demonstrăm. Asta trebuie să demonstrez. Dacă ai arătat că MOA cât MOB, e clar că cum împreună fac 180 de grade, iese problema. Adică ai luat două laturi, trebuie să iei și unghiul dintre ele. Ia vezi, ăla știi că e congruent. Că ai luat două laturi. AMO și unghiul BMO. AMO și BMO. Deci unghiurile astea dacă sunt sau nu congruente. Hai da? Să vedem dacă sunt. Ce motiv ai tu să crezi că sunt unghiurile astea congruente? Păi din ipoteză. În congruența triunghiurilor, domnul profesor. AMO. Uite de AMN. AMN era congruent cu MMB. Dar noi am dus pe MN în prelungire. Deci, practic, când vorbesc de unghiul AMO, este ca și cum aș vorbi de unghiul AMN. Da, e același unghi. Și acum, din congruența... Avem latură, unghi, latură. Latură, unghi, latură, da? Da. Și atunci triunghiurile sunt congruente. Rare și bine? Da. Și dacă triunghiurile sunt congruente, ce poți să spui? Că toate celelalte elemente care nu le-am luat în discuție sunt congruente. Două câte două. Adică da. AO congruent cu OB. Ceea ce trebuia să demonstrăm. Da. AO congruent cu OB. Tocmai ne trebuia. Și EMN trebuie să fie perpendicular pe AB. Păi dacă demonstrăm că acolo e 90 de grade, sigur e. Dar ca să fie 90 de grade din congruența triunghiurilor, da. Din congruența triunghiurilor, cum latura AM cât MB, în triunghiuri congruente, la laturi congruente, se opun. Deci la latura asta se opune unghiul de aici din nou, AO, M, iar la latura cealaltă, MB, se opune MOB. Și atunci ești obligat să spui, din faptul că ai congruența triunghiurilor, că neapărat unghiul MOA este cât MOB. Corect. Și cum sunt unghiuri adiacente, și adică împreună și fac 180 de grade, adică sunt suplimentare, da? Deci faptul că sunt adecenți suplimentare înseamnă că tu spui cu hotărâre
Da, unghiul ăsta este de 90 de grade, pentru că împreună unghiurile acestea adunate făceau 180 de grade și sfin și congruente împărțit la 2, adică înseamnă... Adică e interpendicular. Da. Și tot este făcut. Da? Același lucru, nu, Miruna? Da? Același lucru observați și tu. Am vrut să trag de la el, fiindcă tu aveai ideea clară, am simțit că așa, am vrut să văd el și insist pe chestia asta. Adică trebuie să ai curaj să-ți formulezi și să te duci, mă, de ce mi-o dat mie chestia asta? Chiar din ea n-am folosit toate lucrurile. Dar din o parte, unghiul a fost esențial, nu puteam porni la treabă. Și ai cu... Deci, câtă vreme ai insistat, ai te dus la triunghiul A, M, O și O, M, B, îți trebuia triunghiurile acestea congruente. Pentru că tu vizai, bă, dacă am să arăt că triunghiurile sunt congruente, înseamnă că O va fi cât O, B, și asta îmi trebuia, este una din chestiuni importante, și că unghiul A, M, O, A, O, M, cu M, O, B, congruente, și fiind suplimentare, deci totul este perfect. În final, toată povestea este ușor rezolvată în clipa asta și poți să... Și voi ați închis ușa. Da. Figur sunteți. Da. Ne ducem la redactare. Rareș, te rog să conduci redactarea. Vă salut. Următoarea ce citeam? 4 jumate, domnul Cătălin. Da. Vin pitici. Următorul ce citim? Da. Nu, redactăm acum. N-am redactat. Adică scriem. Rezolvarea, nu? Da. Demonstrația. Deci. Deci. Zicem. Trebuie să luăm două. Demonstrația, da? Demonstrația. Trebuie să luăm două triunghiuri. Fie, zicem. Fie triunghiuri. Demonstrația, da? Sunt că n-am acceptat. Fie. Triunghiurile BMN. BMO. BMO. A, e M, O și B, e M, O, nu? Da. A, e M, O și triunghiul B, e M, O. Despre cele două triunghiuri poți spune că au. Ia să vedem. Au latură comună, M, O. Deci e M, O, latură comună. Latura M, A și cu latura M, B congruente. Da, e MA congruent cu MB. De unde are? Din ipoteză. Din ipoteză, din... Da. Am scris terțiu aici, dar aveam... De congruența triunghiurilor. Din congruența triunghiurilor. MA congruent cu MB. Din ipoteză scriem. Și laturile A, și latura AN congruent cu BN. AN congruent cu... AN nu intră. Și nu. Nici AO nu e congruentă. AO deocamdată n-am congruentă. Și unghiul, ia să lăsați și pe el. Uite, ți-l arată acolo, domnul profesor. Uite, e... Este de așa. Unghiul OB, OMB. Bravo. OMB cu OMA. A, da? Așa. Deci unghiul OMB congruent cu unghiul OM. OM. A. A. Tot din ipoteză, da? Corect. Și acum, în ce caz de congruență ne-am dus, Rareș? Latură unghi. Latură unghi, latură. Băgăm unghiul la mijloc, da? Latură, unghi, latură. Și conform acestui caz de congruență, triunghiurile luate în discuție sunt congruente. Deci triunghiul A, M, O, congruent cu triunghiul B, M, O, și fiind congruente, toate elementele neluate în discuție, celelalte trei, sunt congruente două câte două. Și anume, de aici tragem concluzia că... unghiul MBN... Hai să luăm latura care a mai rămas, Rareș. Latura. AO cu OB, ceea ce trebuia să demonstrăm. AO congruent cu OB. Iată, subliniem că asta ne interesa foarte tare, o să o avem în discuție când... Sunt când e de atoare, au congruent cu OB și te rog. Unghiul AOM. Unghiul AOM. Cu unghiul BOM. AOM. Congruent cu B
O, IM și subliniem acest lucru, nu? Că IM va fi de mare folos. Și încă al treilea unghi, al treilea element, Rareș, care e al treilea element care nu a luat în discuție din triunghiul AOM și OMB. Unghiul MBO. MBO, corect. Cu MAO. MBO cu MAO. MBO congruent cu MAO. Spun asta, MAO. Spun asta, repet, MAO. Da. Spun asta pentru că de foarte multe ori problemă și o să facem și problema aceea care am deputat noi odată, în care spuneam, este important să scriem toate informațiile despre triunghi, ca în data la următorul punct să ne fie de mare folos. Da, poftim, Miruna, ce vrei să spui? Măsura lui AOB este egală cu 180 de grade. Deci, luăm acum și spunem așa. Măsura unghiului AOB este egal cu 180 de grade. Măsura unghiului, da? 180 de grade, da? Este un unghi alungit ăsta, datorită colinearității AOB. Și mai este egal cu AOM plus cu măsura lui AOM. Deci, de sub, mai spunem că măsura lui AOB acela egal cu măsura lui AOM, ai zis? Da, plus BOM. Plus măsura lui BOM, da? Unghiului acesta. Și cum ele două sunt congruente. Și să adăugăm chestia asta, da? AOM. Adică au aceeași măsură, cu măsură, din cauza că avem congruența, hai să scrim așa cum ai spus tu, cu măsura, și cu unghiul AOM, e congruent cu BOM, înseamnă că ne permite să spunem că au aceeași măsură, adică măsura lui AOM. Măsura lui AOM este egală cu măsura lui BOM. Măsura lui BOM. Este egal cu 180 de grade. Deci din aceste lucruri înseamnă că măsura lui AOM este egală cu 180 de grade. Exact. Înlocuim pe AO cu B cu 90 de grade. Deci de două ori. Practic putem spune că de două ori măsura cărui unghi, măsura unuia dintre unghiurile și este AOM, de două ori măsura unghiului AOM, egal cu 180 de grade, da? 180 de grade. Și atunci numai măsura unui singur unghi, adică măsura unghiului AOM, așa, egal cu 90 de grade. Subliniem acest lucru foarte important. Din asta ce rezultă dacă unghiul acela e de 90 de grade? Rezultă că MN este imediat... MO. MO e perpendiculară deocamdată. MO perpendiculară pe AB. Și da? Adică e M pe primare pe AB și acum le cuplăm. Cum M o perpendiculară pe AB și e la mijloc, adică AO e congruentă cu cine? Cu BO. Asta îmi spune că acurată din cele două că M este mediatorul. Exact. M mediatoarea segmentului AB. A segmentului AB. Deci mediatoarea segmentului AB. Și am terminat redactarea foarte clar. Deci vedeți, copii, poți să ai idee, dacă nu redactezi corect și complet ideea care o ai, nu știi profesorul că tu ai făcut bine problema. Ba mai mult. Zice, aici are o hibă. A scăpat ceva. De unde e? De unde e? N-a dovedit că AO e congruent cu OB. Nu are. Dar tu, păi, uneva ai subînțeles treaba asta. Dar n-ai spus. Ai sesizat asta, incongruența triunghiurilor. Dar dacă n-ai spus acolo, n-ai cum să... Nu te ia în seamă. Și am mai observat, adică, un pic, când vorbești de congruența a două triunghiuri, un pic să fii sigur. Păi ai zis latură, ai mai zis o latură, te duci repede și la unghiul dintre ele și e sigur pe tine, nu la întâmplare orice unghi. Deci tu trebuie să te plasezi în cadrul într-un caz de congruență știut.
Deci nu... La întâmplare, orice unghi în triunghiul ăla. Nu. Acela care ție se ții de folos pentru cazul latru, unghi latru. Exemplu. Da? Bun. Următoarea problemă. 3. A treia, da? Da, 3 de la 139. Bine. E triunghiul isoscel ABC. Eu citesc pe profesor ca să-și facă Da. Cu AB congruent cu AC și D aparține lui BC. Voi încercați acum să urmăriți ce spune Mihaela, ca să puteți scrie după informațiile pe care le transmit, aveți și cartea în față, să încercați să faceți figura câștigă tabla, da? Să ne facem o idee. Deci, triunghiul isoscel ABC cu AB congruent cu AC și D aparține lui BC, astfel încât unghiul de AB să fie congruent cu unghiul de AC. Arătați că AD este inegătoarea tenentului BC. Deci, practic, tot acolo suntem. Da. Haideți să facem un triunghi isoscel cu ABC, cu BC baza de jos. Deci, desenăm un triunghi isoscel. E corect. Da. Asta începem. Și ca să-l facem isoscel, duceți-vă la mijlocul tenentului AB. BC, duceți în sus o perpendiculară. Perpendiculară. Și fixați punctul D. Deci fie triunghiul isoscel ABC cu AB congruent cu AC. De data știm. Deci AB congruent cu AC. Și de aparține lui BC astfel încât unghiul DAB, ăsta de aici de sus, congruent cu unghiul DAC. Deci ne zice și de că unghiul de sus. Hai. Deci dacă și unghiurile din A1 cu A2 sunt congruente. Da, du AD perpendicular pe BC. La mine C. Nu, sus întotdeauna e A. Sus întotdeauna e A. A, B, C. BC da. Baza. Deci, o citesc, domnul profesor. Da. Fie triunghiul isoscel ABC cu AB congruent cu AC. Deci, triunghiul isoscel A, B, C. În care autorul îți fixează, ca să ne ajute, AB congruent cu AC. Da? Și D aparține lui BC. Și D un punct pe BC. Astfel încât unghiul DAB să fie congruent cu unghiul DAC. DAB. Probabil că D trebuie să fie luat la mijloc, să luăm și noi așa. Îl luăm la mijloc. Așa încât DAC. Cu DAC. Deci unghiul este congruent. Da. Așa. Arătați că AD este mediatoarea segmentului BC. Corect. Hai să vedem. Ipoteză. Ce avem ca informație? Unghiul ABC. Rare și îmi vorbește. Da. Unghiul ABC isoscel. Unghiul ABC isoscel. În care se precizează că AB egal cu AC congruent, da? Cu AC. Și că de aparține lui BC. De aparține lui BC. Da, segmentul lui BC. Și că unghiul BAD este congruent cu CAD. BAD congruent cu CAD. Să demonstrăm concluzie. Să arătăm că AD mediatoarea segmentului BC. AD perpendicular pe BC, practic, nu? Și că D e la mijloc. Și că D e la mijloc. Și că BD. Și că BD. Deci, două lucruri avem. Că AD perpendicular pe BC și că BD congruent cu CD. Așa știm noi că este mediatoare. Mediatoare perpendiculară pe mijloc. Corect. Ia ziate. E triunghiurile ABD. Deci demonstrație, da? Da. Demonstrație. Fie triunghiurile. Fie triunghiurile ABD. ABD. Și triunghiul ADC. ADC. Cele două triunghiuri au. Cele două triunghiuri au AD latură comună. AD latură comună. Latură comună.
nu facem discuția, uite. Nu contează. Acum e prea simplu, nu? E prea simplu. Discuția, mă, o facem îndată la problemă un pic mai complicată. A de latură comună. Da. Asta A, B congruent cu AC din ipoteză. A, B congruent cu AC. Miruna, ai redactat tot? Aproape, dar eu am făcut... am vrut să mă duc în cazul unghi latură unghi. Unghi latură unghi. Unghi, latură, unghi, apoi și așa, nu? Dar care unghi? Ăla din B, cu ala din C. Eu nu știu pe asta din B. Ba da, dar nu, trebuie să luăm în cal, să spui că unghiul ăsta e congruent cu ăsta, dintre unghi social. Dar ar trebui să arătăm, e drept că într-un triunghi social două lucruri sunt, laturile congruente și unghiul la bază congruent. La bază, da. E drept asta. Da, poți să te duci și pe cazul ăsta. Deci nu ai niciun motiv de supărat. Noi am pus pe latură unghi latură. Am înțeles, dar și ea, și eu pus pe cum propune ea, este corect. Deci A de latură comună. A de latură comună, A, B congruent cu AC din ipoteză și mai avem unghiul B, A, D. Și unghiul B, A, D congruent cu unghiul C, A, D. C, A, D. De unde știm asta? Din ipoteză. Conform cazului de congruență care Rareș latură unghi latură, triunghiurile luate în discuție sunt congruente, deci triunghiul zi Rareș. Triunghiul ABD. Da. Congruent cu ACD. Cu ACD. Și de aici din congruență îți permis să spun că și celelalte elemente neluate în discuție, două de două sunt congruente, adică adică BD este congruent cu BC. BD congruentă cu DC. Ceea ce trebuie subliniem că asta ne înfrământă, tocmai aveam de demonstrat ce trebuie să demonstrat, da. Și unghiul din unghiul ADB este din nou ADB, deocamdată nu spui. Unghiul ADB congruent cu unghiul ADC. Și iarăși subliniem și încă ceva mai ai, care unghi cu care unghi încă? Ala care l-a luat deja Miruna, nu? Unghiul A, B, B, D cu A, C, D. Era subînțeles încă din ipoteză că triunghiul este social, da? Unghiul A, B, D congruent cu unghiul A, C, D. A, C, D. Miruna, continuă tu mai departe. Ce mai era? Am pe asta, dar mai întrebi și A, D pe primul pe B, C. Da. Și scriem că măsura lui A, D, B. Măsura lui A, D, B. Plus măsura lui A, D, G. Măsura lui A, D, G. Este egal cu triunghiul B, A, G. Egal cu măsura lui cu B, A. Deci măsura lui A. Nu, este egal cu măsura lui B, D, C. Este așa, A lui A, D, B, plus A, D, C. E egal cu măsura lui B, D, C. Așa, B, D, C. Măsura lui B, D, C. Și egal câte grade? Și este egal cu 180 grade. Așa, cu 180 grade. Și mai scriem și că măsura lui A, D, B. Măsura lui A, D, B. Congruent cu măsura lui A, D, B. Dacă vorbești de măsură, egală cu măsura lui A, D, B. Deci măsura lui A, D, B egală cu măsura lui A, D, B. Și este egală cu 90 grade. Deocamdată, din faptul că sunt măsurile egale și astea două adunate fac 180 grade, scriem așa. Rezultă că în loc de A, D, G, poți să poți folosiți A, D, B. Da? Că ele au aceeași măsură. Și zice așa, de două ori măsura, de două ori că în loc de A, D, C, două măsura lui A, D, C, A, D, B, am zis noi, de două ori măsura lui A, D, B, e egal cu 180 de grade. Adică numai măsura lui A, D, B, sau A, D, C, egal cu măsura lui A, D, C, și egal cu 90 grade. Și în felul ăsta,
De aici rezultă că fiindcă trebuie ordinul de AD perpendicular pe AD perpendicular pe BC. Vedeți? Și acest lucru trebuia demonstrat și redactat riguros. Insist, redactat riguros pentru ca să aveți un mesaj corect transmis. 50, domnul profesor. Problema care? Nu, 50 de minute. 50 de minute, da. Oprim și dăm drumul.